criopreservarea embrionilor este o parte importantă a procesului de fertilizare in vitro. Aceasta permite păstrarea embrionilor după obținerea lor în laborator pentru a fi utilizați într-un ciclu ulterior de fertilizare in vitro. De obicei, sunt criopreservați doar embrionii bine dezvoltați, care au ajuns la stadiul de blastocist. Înainte de înghețare, embrionii sunt tratați cu substanțe speciale numite crioprotectanți, care îi protejează de daune în timpul înghețării și de congelări. Embrionii congelați sunt stocați în recipiente speciale, în azot lichid, la temperaturi foarte scăzute. Criopreservarea embrionilor permite păstrarea embrionilor bine dezvoltați pentru utilizarea lor în cicluri ulterioare de FIV, crescând șansele de obținere a unei sarcini de succes fără a fi nevoie de o nouă stimulare ovariană. De asemenea, criopreservarea oferă posibilitatea de a alege momentul optim pentru transferul embrionilor, luând în considerare factorii fiziologici și emoționali ai pacientelor. Este important de menționat că eficacitatea criopreservării embrionilor depinde de o multitudine de factori, inclusiv calitatea embrionilor, vârsta femeii și sănătatea reproducătoare. Rezultatele criopreservării pot varia în funcție de fiecare caz în parte, iar nu toți embrionii congelați pot supraviețui și pot duce la o sarcină.